A crescut numărul consumatorilor de droguri și în județul Vâlcea. Dacă în 2021 la Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog din județul nostru au fost ajutate să treacă peste dependența de droguri 55 de persoane, în primul trimestru din acest an au fost deja incluși în programul de consiliere 25 de tineri. Avem pentru partea de evaluare și consiliere psihologică înregistrați un număr de 25 de beneficiari, din care 4 au vârsta sub 18 ani. Marea majoritate dintre dumnealor consumă cannabis, dar avem, cum spunea și colegul mai devreme, și persoane trimise de către serviciul de probațiune pentru a urma aici un program de reintegrare socială. Asta datorită faptului că au fost prinși conducând un autovehicul sub influența băuturilor alcoolice. Și atunci au primit din partea instanței această obligație de a frecventa un astfel de program de consiliere. Cu alte cuvinte, vârsta celor care vin la noi începe undeva de pe la 14-15 ani și se întinde undeva până pe la 62-65 de ani. Îi luăm în considerare pe cei care au peste 35 de ani, cei care, cum spuneam mai devreme, sunt prinși cu consum de alcool la volan. Cam cât durează acest program de consiliere? Durează în general aproximativ 3 luni de zile, adică 12 ședințe de consiliere, dar cu unele persoane acest program se întinde pe o perioadă mai lungă de timp, datorită faptului că sunt niște probleme acumulate în timp, niște probleme ceva mai profunde, au diferite comorbidități, tulburări de personalitate și așa mai departe, unde este nevoie de parcurgerea mai multor ședințe de consiliere pentru a ajunge la acest obiectiv pe care noi îl propunem. Pe de o parte, tratarea dependenței de substanța pe care dumnealor o consumă, dar și ameliorarea problemelor psihoemoționale și de comportament pe care dumnealor le au. Pentru a preveni consumul de droguri, reprezentanții Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Vâlcea continuă campaniile de informare în școli. Elevilor din școlile vâlcenele sunt aduse argumente despre problemele la care pot fi supuși dacă consumă droguri. O perioadă scurtă de timp s-a intrat într-o normalitate firească, mă refer la activitățile de prevenire, care se desfășoară la clasă. Asta după, cu toții știm, după 2 ani de zile în care s-au încercat fel și fel de variante online sau, mă rog, dar care, sincer să fim, nu compensează absolut deloc cum ar fi activitățile la clasă. Activitățile la clasă sunt pe toate grupele de vârstă, preșcolar, gimnazial și liceal. Sunt proiectele care au fost desfășurate, să spunem așa, în mod tradițional, dar totodată sunt și alte proiecte, cât și activități punctuale. Mergeți atât în județ, cât și în Exact. Municipiu. Pentru a acoperi întreaga suprafață a județului Vâlcea, în anii trecuți, Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog a desfășurat anumite activități de formare a profesorilor psihopedagogi și directorul educativ, chiar colegul meu, psihologul Drag Traian, s-a ocupat. A fost o formare prin casa corpului didactic și s-a referit la un număr de peste 160 de cadre didactice. De ce s-a făcut această activitate? Vă dați seama, cu cât suntem mai mult, cu atât acoperim o arie mai mare. Bineînțeles, la solicitarea dânșilor mergem punctual și în anumite unități școlare din județul Vâlcea, dar în ultima perioadă, sincer vă spun, nu știu cum să ne împărțim și mâine, zi de zi, avem activități. Municipiu, dar v-am spus, tot ce ține de județul Vâlcea, încercăm să acoperim fizic cât putem noi, iar restul compensează și pe această cale aduc mulțumire conducerii inspectoratului școlar, nu contează cine a fost, pentru că este o colaborare foarte veche de 17 ani, cât și cadrelor didactice care, sincer să fiu, sunt neobosite pe aceste activități extrașcolare.